Salut, mă numesc Mihai Radu Ionescu, sunt medic specialist neurolog și astăzi vă voi dezluși mituri despre vise. Fals. Nu știm exact care este rolul viselor, semnificația lor. În principiu considerăm că este legată cumva de rememorarea zilei. Nu știu, cam asta e. A fost studiat și durata media unui vis e undeva la cam 30 de minute. În principiu, există studii care demonstrează că durata visului, cam cât pare în mod real atunci că este, cam cât conversezi cu omul ăla, atâta durează și în timp real. Parțial adevărat, bine, sau fals, că nu se produc numai în REM, se produc și în non-REM, dar într-adevăr majoritatea viselor considerăm că au loc în timpul somnului REM. Somnul REM este ceea ce se numește somn paradoxal, în care aparent, deși sunt un somn, este un somn activ, în care activitatea creierului de fapt este una crescută, este una mai mare față de restul stadiilor de somn și în care, după cum e și denumirea de rapid eye movement, adică ochii se mișcă rapid și mult în timpul acelui stadiu de somn. În plus, este perioada de somn în care, în anumite forme de somn patologic, să spunem, o să vedem că într-adevăr sunt oameni care atunci își joacă visele. Dacă dau din mâini, din picioare, se agită în somn, vorbesc, țipă, se luptă cu cel din vis, tipic e în somn REM atunci. Fals? Toți oamenii, sau cel puțin până la punctul ăsta, sunt dovezi că marea majoritate a oamenilor visează. Au fost studii, iarăși aici e foarte deștept studiul făcut. În principiu a fost studiat pe oameni care suferă de un lucru care se numește tulburare de somn REM. Sunt oameni care pierd în mod normal atonia asta care se produce în timpul somnului, care ne menține nemișcați, tocmai ca să nu ne jucăm visele. Sunt oameni care pierd cumva patologic această atonie. Și s-a văzut că inclusiv la oameni care ei spuneau că niciodată nu au visat, cei care aveau aparent această patologie și jucau visele, ei le jucau într-adevăr. Chiar dacă ulterior când îi trezeai și spuneai, ai visat ceva, ei spun nu și n-am visat niciodată. Asta mi s-a părut o demonstrație foarte bună, dar e greu de spus asta despre chiar toți, fiindcă în final tu aici ai selectat populația. Atunci e greu de spus că bă, 100%, dar ideea e că asta e o dovadă clară că chiar și aia care spun că nu visează, probabil totuși sau indică că te-ai gândit că de fapt chiar și ei visează, doar nu-și amintesc visul. Există o formă de vise, ceea ce se numește lucid dreaming. Nu toți oamenii pot să facă chestia asta, dar o parte din populație aparent poate ajunge să-și controleze visele făcând acest tip de lucid dreaming sau unii oameni măcar mai experimentează forme limitate ale acestui lucru în momentul în care realizează că sunt într-un vis. Unii oameni pot, atunci când realizează că sunt în vis, să și obțină un anumit control asupra decurgerii visului. Nu știm. Chiar nu se știe exact care este rolul viselor. Nu știm dacă este un efect secundar al unei activități a creierului, intrinsecă, legată de somn și ele de fapt n-au niciun rol, sunt pur și simplu activitatea creierului și ele produc pur și simplu ca un efect secundar pentru noi visele sau într-adevăr visele în sine au un rol pentru creier. Nu se știe. Noi nici nu știm momentan care e rolul somnului. Asta e problema. Sunt și visele cu atât mai mult. Adică pur și simplu nu știm dacă, repet, dacă ele sunt un efect, fiindcă noi știm că se întâmplă câte ceva în creier. Noi știm că gândim în momentul ăla într-un fel sau altul. Dar chestia e că nu știm dacă, e o teorie frumoasă care, să spunem, se leagă cumva de memorie și că noi, dintre rolurile somnului actual, cum îl înțelegem, una dintre teoriile frumoase sunt legate cumva de memorie și că e folosit somnul, sau unul dintre rolurile somnului este consolidarea memoriei. Și cumva se legau de chestia asta că poate visele sunt un efect sau cumva o cauză a consolidării memoriei.
că asta știm, noi ca să consolidăm memoria, în principiu avem nevoie de activarea unor rețele neuronale. Noi, probabil, sau nu știu cum e considerat, ne gândim că atunci e posibil că activând rețele neuronale disparate din creier, creierul încercând pe parcursul somnului, de fapt, să le consolideze, e posibil ca să fie un efect secundar în momentul ăla, că activând rețeaua, eu de fapt văd ceva. Mi-activează rețeaua de, nu știu, la țară cu bunica și atunci o văd la țară cu bunica, dar le activează în timpul ăla și, nu știu, un cățeluș verde. Și atunci o să văd un cățeluș verde la țară cu bunica. Există forme benigne de paralizia somnului sau poate să fie într-adevăr un marker al unei patologii numită narcolepsie? Paralizia somnului este momentul în care e fix inversul, în principiu la atonia asta sau lipsa atoniei de somn REM, în sensul în care eu mă trezesc, dar atonia încă a rămas și atunci eu, deși sunt treaz, nu mai pot să mă mai mișc. Mulți oameni pățesc asta, eu pățesc asta, nu e anormal, tipic cu cât dorm mai puțin și cu cât ești mai nedormit îți crești șansele să faci chestia asta, eu personal o fac. Practic, de fiecare dată când am o datorie de somn de ajuns de mare, o fac invariabil, eu sunt obișnuit cu chestia asta, dar poate să fie un marker sau e una dintre simptomele pe care o fac tipic oamenii care suferă de narcolepsie. Narcolepsia este o tulburare de somn, în principiu, care este caracterizată prin mai multe lucruri, unele mai puțin sau mai mult vizibile. În principiu sunt oameni care atunci când adorm, ei adorm direct în somn REM, e ceva anormal, noi tipic trecem prin stadiile superficiale de non-REM și după aceea spre sfârșitul unui astfel de ciclu facem REM și apoi iar să reia ciclul ăsta. Ei, oamenii cu narcolepsie intră direct în somn REM în momentul în care adorm, tipic fac atunci vise vii, coșmaruri și paralizie de somn. În principiu sunt oameni care, pe lângă tulburarea asta specifică de somn, ei sunt somnoroși pe parcursul zilei, pot să facă deodată, exact cum stăm noi și vorbim, să adoarmă. Sunt oamenii care adorm pe parcursul zilei neașteptat, pot să facă și accidente din motivul ăsta, nu știu, de mașină sau de ce dorești. Și doi, mai fac ceva interesant și asta, nu știu, tot poate am mai văzut pe în documentare, sunt oamenii care fac ceea ce se numește cataplexie. În momentul în care ei își deodată devin atonii pe parcursul zilei și tipic e provocată de emoții puternice. Spunem o glumă și unul dintre colegi cade pe jos deodată și nu mai poate să miște. Asta este cataplexie. Somnambulii nu ar trebui treziți, dar nu din cauza că se întâmplă ceva cu ei, fiindcă mai degrabă se sperie în momentul în care îi trezim și e posibil să ne lovească pe noi cei care încercăm să-i trezim. Așa că tipic se recomandă mai degrabă să-i conducem ușor înapoi către pat ca ei să nu se rănească în timpul episodului de somnambulism. Nu, poate doar că suntem stresați, iarăși conținutul viselor nu e demonstrat că ar fi patologic sau nu, e ceva, ori, nu știu, absolut individual.